5 ani în urmă. Anca Danaila, acționar, owner, proprietar la Update Advertising. Andra a văzut programul și a zis că ea vrea să vorbească despre ce înseamnă să fie antreprenor. Și a vrut să vorbească și lui. Te rog. Răspund invitații mamei de a folosi această minunată scenă, care nu degeaba a fost pusă aici. Da, sunt Andra Dănăilă, reprezint Update Advertising. Pot să spun că sunt owner, sunt acționar, sunt manager, sunt ceea ce consider eu că trebuie să fie un cadru firmei pe care am creat-o. Nu neapărat țin sau o anumită poziție și un anumit status. Ce înseamnă Update Advertising? Înseamnă import și distribuție de materiale promoționale. Mai exact, de la materialul promoțional înseamnă de la clasicele pixuri cu pe care le știm și le folosim, până la promoționale atipice, de plantele care cresc în formă de logo. Merg mai departe, nu vreau să detaliez și să prezint ceea ce reprezintă Update sau ceea ce reprezintă materialele promoționale, vreau să discut despre ce înseamnă să fie antreprenor. Update Advertising este compania pe care am creat-o imediat după ce am absolvit facultatea, fără experiență, fără bani. Am pornit de la zero și am vrut să creez altceva, să-mi creez propriul sistem de valori, să creez o altă structură și un alt sistem care nu-i văzusem în jurul meu. Și din acest motiv am creat această companie. Zilele trecute, pregătindu-mă pentru eveniment, discutam împreună cu o clientă de faptul că eu vreau să schimb. Vreau să schimb piața, vreau să schimb mentalități, vreau să schimb în general în jurul meu. Și mi s-a replicat că sunt optimistă. Lucru care pe mine m-a deranjat și nu înțelegeam de ce. A fi optimist înseamnă să vezi partea plină a paharului, da? Iar pe mine m-a deranjat acest aspect, această etichetă care mi s-a pus de optimistă, nu versus realistă. Și am zis, bun, am gândit de ce. Și am zis, bun, pahar înseamnă, ok, om lipsit de perspectivă, paharul gol, pesimist, optimist, toate bune și frumoase, de ce mă deranjează să fiu optimistă? Și mi-am dat seama că ceea ce de fapt mă deranja era faptul că nu-mi place să văd paharul așa, pesimist, optimist, în formule clasice. Îmi place să schimb paharul dacă vreau, să-l umplu, să-l mut, să-l fac altfel. Asta îmi place să fac. Nu doar să văd partea plină sau goală a paharului. Să schimb paharul, și zic, haide să schimbăm imaginea, haide să ne transformăm. Haideți să facem lucruri atipice pe care ceilalți nu le-au făcut. Și asta este mesajul meu. Mesajul antreprenorial înseamnă a face lucrurile altfel, a schimba, a inova, a ieși din tipare, din tiparele pe care ceilalți le-au impus, le-au structurat și cu care se merge, cu care există succese garantate. Și vreau să punctez aici câteva aspecte care mie mi se par foarte importante în ceea ce înseamnă a fi antreprenorial. A fi antreprenor, scuze, și a fi. Unul dintre ele este să fii tu însuți. Dacă ceea ce faci nu-ți face plăcere, dacă nu te simți confortabil cu tine însuți, e degeaba. Riști cu timpul să creezi o hologramă, să întreții. Investești atât de multă energie într-un personaj care este separat de tine, o hologramă, practic, și cu care nu te mai identifici. Am pus această sintagmă, be yourself, everyone else is already taken. Dar contează. Este foarte important să fii tu însuți, dincolo de toate aspectele, de ambalaje, de părerea celorlalți, de modele care au succes. Fii tu însuți. Un alt aspect care mie mi se pare foarte important este să fii mulțumit de ceea ce faci.
Dacă nu-ți face plăcere, schimbă. Schimbă cu ambalajul, schimbă cu ceea ce este simplu la început, cu exteriorul. După care treptat ajungi să schimbi, poți să schimbi și totul. Dacă nu-ți place afacerea ta, poți să faci alta. A fi antreprenor înseamnă a fi patron, a fi lider. Înseamnă a inova, a crea, a schimba, a aduce valoare în ceea ce se face și trebuie să faci cu plăcere. Pentru că altfel se vede, ceilalți pot simți. Este ceea ce eu spun, le spun colegilor mei de la vânzări în momentul în care se duc și își prezintă produsele. Nu-i vedeți pe cei din fața voastră ca pe un sac de bani, pentru că oamenii simt acest lucru. Întotdeauna transmiți ceea ce ești, cum ești, și este important să o faci bine, să o faci din suflet, să o faci pentru că simți și crezi în lucrurile respective. Altfel este fals și riști să fii genderizoriu. Un alt aspect, de asemenea important pentru mine, este să păstreze echilibrul. S-a vorbit și mai devreme despre echilibrul dintre viața privată și viața de afaceri, dintre familie, afacere de familie versus corporație sau afacere integrată. Afacerea de familie te forțează să păstrezi mult mai bine acest echilibru. Te forțează să vezi valoarea dincolo de anumite reguli rigide și de anumite structuri predefinite. Și bineînțeles, echilibru între ceea ce dai și ceea ce primești. Pentru că în momentul în care investești timp, efort, bani în ceva care nu-ți aduce satisfacții imediate, materiale, spirituale, profesionale, nu-și mai are rostul. Trebuie să te reprofilezi pe altceva. Să încetezi să mai dai vina pe ceilalți pentru ceea ce ți se întâmplă ție. Timpul și energia pe care le consumăm dând vina pe ceilalți, le putem investi mult mai bine în a crea și în a face ca lucrurile să meargă. Iar dacă nu poți să schimbi anumite aspecte, poți să-mi schimbi percepția despre ceea ce se întâmplă. Și o să vă dau un exemplu personal. Data de 25 ale lunii. Presupun că toți știți câți dintre dumneavoastră sunt antreprenori. Deci data de 25, plata taxelor la stat. Pentru mine data de 25 a reprezentat întotdeauna o perioadă de gol în stomac. Și mă gândeam, bun, nu pot să o schimb, da? Cum pot să-mi schimb eu percepția despre această zi, care, din punctul de vedere, un client al meu a dat o definiție foarte interesantă, este zi de doliu național pentru antreprenori. Și m-am gândit cum. Și am zis, bun, eu dau, dar sunt alții care primesc, care sunt în postura de a primi. În momentul în care m-am gândit altfel, că de fapt banii pe care eu îi dau se duc la oameni care au nevoie de ei, ok, lăsă la o parte faptul că parte se duc, mai știm noi unde, ok. Dar a schimbat percepția și m-am gândit că în momentul în care mi-am schimbat atitudinea față de această zi, nu a schimbat data, nu a schimbat modul în care ne raportăm la preț și la această perioadă, dar m-a făcut să nu mai am același gol în stomac, același sentiment jenat. Bun. Acest ultim slide a fost... am adăugat acest ultim slide de dimineață în urma discuției cu o clientă care mi-a explicat cât de important este să fii recunoscător și să mulțumești. Ea având un copil autist de 5 ani și care mi-a explicat, îmi povestea, că pentru ea fiecare zi este un moment de mulțumire, de recunoștință. Și m-am gândit că eu nu am inclus acest slide. Să fii recunoscător și să mulțumești. Mi se pare că este fundamentul, baza, punctul de plecare sau punctul de sfârșit.
a ceea ce înseamnă a întreprinde, a fi întreprinzător, a crea. Pentru că de cele mai multe ori uităm că în spatele succesului nostru sunt oamenii. Familie, prieteni, parteneri, oameni. Oameni pe care noi nu mai vedem. În momentul în care succesul, avem succes, mai ales succes imediat, și am văzut asta de foarte multe ori, riscăm să devenim aroganți. Riscăm să devenim superficiali și de foarte multe ori leneși. Am succes, sunt foarte bun. Acoperă foarte bine acel segment al antreprenorului, patronului român, care este bun, te știe pe toate, și care a uitat că ceea ce face ține de conjunctură, ține de oameni, ține de schimbare. Mulțumim și împărtășim, putem face ca lucrurile să crească, putem să primim idei, putem să avem un board de la care să acceptăm idei și schimbări, putem să facem, să interacționăm, să mișcăm lucrurile. Bineînțeles că această schemă, și am și vrut să accentuie, să exemplific, nu este valabilă doar pentru antreprenor, este valabilă pentru oricine. Și am inclus aici o mică paralelă între ce înseamnă antreprenor și angajat. S-a pus de multe ori întrebarea de ce. Și revenind la subiectul anterior, respectiv acela de a fi mulțumit de tine, de tine însuți. În momentul în care nu ești mulțumit de tine, nu ești mulțumit în nicio ipostază în care te regăsești. Nici în ipostaza de antreprenor, nici în ipostaza de angajat. Am întâlnit oameni mulțumiți de job, de șef, de program, de conjunctură, absolut tot ce ne mulțumea în jobul pe care îl aveau. Și s-au gândit să devină antreprenori pentru a scăpa de aceste probleme. False probleme, din punctul meu de vedere, pentru că mai departe au dat de alte probleme. Ulterior au devenit nemulțumiți de stat, de impozite, de concurență. S-a schimbat doar decorul. Nu s-a schimbat problemele. Nu s-a schimbat atitudinea lor față de probleme și de rezolvarea problemelor. Este valabil oriunde, inclusiv în cazul luat invers, a fi antreprenor nemulțumit de toate cele și dorința de a fi sub umbrela unui angajat care poate să facă lucrurile pentru tine. Cred că trebuie să rezolvăm lucrurile acum și aici. Schimbându-ne, noi schimbăm și în jurul nostru. A fi antreprenor sau angajat, am spus că ține mai mult de atitudinea pe care o ai în fața schimbării și a provocărilor. Și aici am găsit o imagine foarte drăguță. A fi antreprenor, te poate mișca în toate direcțiile, poți să fii un călăreț bun de rodeo. A fi angajat, da, poți să mergi, ai o motocicletă, poți să mergi pe un drum relativ sigur. Direcția este trasată, ai mai multă viteză, dar nu ai aceeași libertate de a acționa în toate direcțiile. Dar în același timp, contează și atitudinea pe care o ai față de tine și față de ceilalți ca om. Și am pus aici o insignă foarte, foarte frumoasă pe care am considerat că reprezintă acest moment. I'm the boss. Okay? I'm the boss. Știi? Îți place cum sună, da? Ți-ar face plăcere să fii și tu așa, da? E frumos, sună bine, ești antreprenor, ești șef, ești lider, dă bine. Este o insignă frumoasă. Dar ce rămâne din tine după ce dai insigna jos este mai important. Mi se pare mult mai important. Și aici vreau să spun că pentru mine antreprenoriatul este un mod de viață, este o atitudine față de ceea ce mă înconjoară. Și am vrut, iar imaginea exemplifică atitudinea pe care eu o am, sau consider că mi-ar place să cred că o am față de tot ceea ce mă înconjoară. Nu am de fiecare dată, dar îmi place să cred că o am. Că în momentul în care întâlnesc un bolovan pe drum, îl dau la o parte. Și nu stau să mă plâng de ce este bolovanul acolo, cine l-a pus, cât de mare este, ok,
este bolovanul, îl dăm la o parte, mergem mai departe. Nu stăm să ne împiedicăm de un bolovan, de o piatră, de ceea ce avem noi pe drum. Important este să mergem mai departe. Și aș închide cu ceea ce reprezintă pentru mine scara de valori, succes. Succesul pentru mine nu se măsoară în bani, se măsoară în ceea ce reușești să dezvolți, în ceea ce reușești să faci cu banii. Am auzit vorbindu-se despre cash flow, despre bani, despre succes. Banii în sine nu reprezintă un scop. Și am uitat acest lucru. Banii reprezintă un mijloc, o metodă. Ceea ce facem noi cu banii, ceea ce facem noi cu resursele pe care le avem, așa cum spunea și domnul Felix de la Frankfurt ieri, asta înseamnă. Asta înseamnă dezvoltare, asta înseamnă inițiativă, nu înseamnă bani. Banii sunt un mijloc, sunt o metodă, nu sunt un scop în sine. Și cred că pentru a fi antreprenor trebuie să privești dincolo de bani, dincolo de succes, dincolo de ceea ce cred ceilalți despre tine. Trebuie să fii tu însuți. Trebuie, dar este bine să schimbi, să vrei să schimbi, să ai acest țel, să ai acest obiectiv și sigur se va întâmpla. Vă mulțumesc! Frumos idealist și așa ca de sfârșit cu niște concluzii. Vă rog dacă aveți întrebări. Așa ai fost mereu? Da și nu. Da, așa am fost. Și chiar m-am întrebat la un moment dat, dar am exclus această parte din prezentarea mea. M-am întrebat în timp ce făceam prezentarea dacă așa am fost mereu, dacă sunt rezultatul educației, culturii, rezultatul a ceea ce m-am conjurat sau așa m-am născut. Nu știu să răspund. Poate că aceste lucruri m-au șlefuit. Poate că, dacă totdeauna am vrut să schimb, m-a intrigat când îi vedeam pe oameni din jurul meu că nu schimbă, că nu fac ceva. Și dau un exemplu. La bunica mea, vecinii erau foarte săraci. Și pe mine m-a intrigat de spus cum, de ce acei oameni care aveau pământ în spate nu făceau nimic și erau săraci. Pentru că aveau tot ce le trebuia. Aveau resursele. Mă intrigă în continuare de ce oamenii au plecat din România, de ce se pleacă. Da, cred că se poate. Cred că avem cu toții resursele de a face ca lucrurile să meargă. Nu contează dacă ești antreprenor sau angajat. Important este să fii un om care vrea să schimbe, care vrea să aducă ceva mai bine în jur. Ce cifre de face? Peste 1.000.000 de euro. Și ai început singură și primul job? M-am lucrat în timpul facultății și nu am putut schimbat. Am lucrat la o firmă de cercetare de piață unde am devenit foarte repede project manager. Oamenii au descoperit că pot să mișc lucrurile. Și am început să-mi dea proiecte. Aveam 5 proiecte în același timp când am plecat. Eram studentă și munceam 14 ore pe zi, inclusiv în weekend. Mergeam la facultate, mergeam la examene direct de la birou. După care, în ultimul an de facultate, am fost angajată la o firmă de publicitate, unde am schimbat. Am schimbat totul, inclusiv directorul general, pentru că nu... Da, este adevărat. Pentru că nu înțelegeam de ce nu gândesc cum trebuie, nu fac lucrurile bine, din punctul meu de vedere și în acord cu celorlalți. Vroiau rezultate imediate, vroiau ce am schimbat. Nu aveam experiență. Primul meu, acest job la mică agenție de publicitate, s-a desfășurat, m-am angajat pe vânzări, într-o cameră goală, aveam telefon și aveam telefon în scaun, cum se spune, caloriferul, ok, și pagina URL. Și am început să sun și să încerc să-i convinc pe oameni că eu am ceva să le ofer. După care mă duceam la secretară și rugam să-mi trimit un fax. Și am reușit să vând. Astfel, am plecat și la sugestia, cu ajutorul
prietenului meu de atunci, actualul meu soț și o mamei mele, mi-am făcut prima dată afacerea, da. Da. Așa, așa, aceasta este structura mea. Inițial update-ul a fost pornit cu fratele și cu un prieten. Ei plecaseră de la ideea de a face software pentru state, tocmai de aici este denumirea de update, da. Software pentru state, iar eu vreau să fac publicitate, să vând publicitate. Nu am vândut deloc software pentru state, doar publicitate, și atunci ei s-au retras după un an din firmă pentru că nu-și regăseau locul. Da. Da. Mai sunt întrebări? Deci când s-a spus la început că trebuie să ai acel gram de nebunie și de curaj, care curaj nu e disperare, iată.